Și Levițchi Petru al lui Gheorghe, Milișăuț. Și am 82-lea an, lucrez fără ochelari, n-am nevoie de ochelari. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am fost bolnav în viața mea, n-am fumat, n-am băut, că am fost băiat sărac și n-am știut cu ce să mă mai ocup. Și a venit un cumnat din lagăr din Rusia și m-a chemat într-o seară printr-un băiat, spune lui Petre să vie la mine și am mers. Vrei să fii cojocar? Da. Am rămas la el și am stat 2 ani și am învățat meseria. Anii au trecut vreo 40 de ani de atunci. Am lucrat tăbăcăria, prilucrarea peilor. Acum nu se mai poartă. Acum așa se poartă, cum e asta? Era așa vechi care au fost lucrate. De asta mi-a dus cineva din Ezlovăț și vrea Lena, să schimbe acolo. Primul acesta, că e mâncat de moli. Și aici vrea să tund lână aceasta și să-i pun stofă, așa cum se poartă acum. E cusut cu ață tare ca să ții, dar molia mănâncă. Molia e mai tare. Așa, am început. Așa. Așa desfac toată din bucata aceasta. Croiesc așa fășii, tot lățimea aceasta, și pun că asta e mâncat de moli. Uitați-vă, așa trebuie să tund toată bundița, să rămâie curată. Așa. Și pun stofă și prind cu mașina, roată împrejur, fost făcute primurile cu dihori, așa, și trebuie prinse aici așa, ca să fie. Au fost oameni care au lucrat ceva foarte frumos. Cum să mai vrei să facem? Acum nu se mai ocupă tineretul de așa ceva.